Tragedia s-a produs în jurul orei 19:20. Martorii spun că șoferul vinovat de producerea accidentului circula cu viteză dinspre Mangalia spre Constanța. La aproximativ un kilometru de o curbă periculoasă a pătruns pe contrasens. Cei care au văzut întreaga scenă susțin că neatenția a provocat nenorocirea. Martorii au declarat polițiștilor că l-au văzut pe bărbat în timp ce număra banii dintr-un plic și vorbea la telefon deși se afla la volan. De altfel, în mașina șoferului vinovat s-ar fi găsit mai multe bancnote împrăștiate. Domnul de acolo mergea cu viteză, număra banii în mers, vorbea la telefon. Cel din Skoda. Cel din Skoda, Octavia. Banii împrăștiați erau pe piept, pe picioare, telefonul era pe scaun, mergea încă. Cu ochii la bani și fără să fie atent la volan, șoferul a lovit frontalul o altă mașină înmatriculată în Italia care circula dinspre Constanța spre Mangalia. 4 persoane se aflau în acel autoturism, 2 tinere și 2 bărbați. Coliziunea a fost devastatoare. Din cauza impactului, 2 dintre pasagerii din mașina cu numere de Italia au fost proiectați efectiv pe asfalt, iar alți 2 au rămas prinși între fiarele contorsionate. Aceeași soartă a avut-o și șoferul vinovat de producerea accidentului. Autoturismul acestuia a fost aruncat la câțiva metri de șosea. Conducătorul autoturismului Skoda se deplasa dinspre Mangalia către Constanța, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu autoturismul Seat, care s-a deplasat din sens opus dinspre Constanța către Mangalia. În urma impactului frontal a rezultat decesul a 5 persoane, respectiv conducătorul autoturismului Skoda, conducătorul autoturismului Saab și 4 ocupanți ai din autoturismul Saab. Eram la distanță de 500 metri în spate. Practic am văzut impactul, am parcat pe dreapta, că n-aveam cum să merg aici, că mai erau mașini în față și am venit imediat aici, da? Ce să mai vezi, erau toți morți. Pentru scoaterea celor 3 victime rămase prinse între caroseriile zdrobite, a fost nevoie de intervenția echipajelor de la serviciul de scarcerare. Trageți-o în banda 1, da? Recepție. Secția de pompieri Mangalia împreună cu stația de pompieri Tuzla au intervenit pentru descarcerarea a 2 victime rămase blocate în autoturismele care au intrat în coliziune. La fața locului am găsit 5 victime, din care 4 au fost declarate decedate de către SAJ. S-a încercat resuscitarea unei victime, nu s-a reușit, a fost declarată de către SAJ decedată la final. Deci câte victime total? 5 victime. Răniți? Nu au fost răniți. Echipajele ambulanței care au ajuns la fața locului s-au declarat neputincioase. 4 dintre victime nu mai respirau. Medicii s-au luptat cu disperare timp de 40 de minute să-l resusciteze pe unul dintre pasagerii din mașina înmatriculată în Italia, însă acesta s-a stins sub ochii lor. Câte fete erau în mașină? 2 fete și 2 bărbați? Da, generale. În scurt timp, vestea nenorocirii produse a ajuns și la familiile victimelor. Mama uneia dintre tinere a ajuns într-un suflet la locul accidentului. Șocul de a-și vedea fiica fără suflare, întinsă pe asfalt, a fost atât de mare încât femeia și-a pierdut cunoștința și a avut nevoie la rândul ei de îngrijirile medicilor. Ambulanța, mai cheamă ambulanța, băi! Apă! Apă! Despre cele 2 tinere din autoturismul lovit se cunoaște că au 35 și 36 de ani și sunt din localitatea 2 Mai, iar celălalt pasager era probabil prietenul uneia dintre ele. Polițiștii se străduiesc să stabilească identitatea unuia dintre pasagerii din autoturismul cu numere de Italia. Se bănuiește că acesta ar fi cetățean italian, însă asupra lui nu s-a găsit niciun act de identitate, ci doar o sumă de bani. Nimeni nu știe unde se grăbea șoferul care a provocat acest carnagiu.